Slăvit să fie Domnul pentru această dupămasă. Dacă mai rețineți, data trecută am spus că voi vorbi o primă parte a unui mesaj și data următoare o a doua parte și acum a venit prin harul Domnului partea a doua. Prima parte a mesajului a fost în această direcție, cumva simplă, dar de necesitate, să ne aducem aminte ce trebuie să facem ca și credincioși în încercare. Trebuie să-L căutăm pe Domnul, să-L lăudăm pe Domnul și să-L respectăm pe Domnul. Și mă bucur, nu știu cât de mult l-a căutat Raul și Cuneluțu pe Domnul sau cât de mult l-au adorat, asta ține minte de viață, ține cont, ține de această parte devoțională a vieților lor, dar mă bucur mult că l-au respectat pe Domnul, l-au cinstit pe Domnul, s-au temut de Domnul, adică nu s-au răzvrătit în timpul încercării, au fost credincioși în încercare. Și asta e lucru mare, mai ales într-o încercare de genul acesta. Domnul le-a dat har, Domnul le-a dat putere, Domnul dă fiecăruia putere care vrea să fie supus în încercare. Și credinciosul are această responsabilitate să-L caute pe Domnul în încercare, să-L laude pe Domnul în încercare și să se teamă de Domnul în încercare. Putem să spunem cumva după modelul lui Iov. Și v-am spus că a doua parte va fi cumva partea mai plăcută, să zic așa, acestui compendiu de mesaje, acestei serii de mesaje, sunt mai multe părți, nu știu cum va fi a treia și a patra parte, o a treia sigur este, a patra nu știu, dar dacă prima parte s-a concentrat cumva pe ceea ce avem noi de făcut în încercare, după cum spuneam, acum, partea a doua, aș vrea să, sau am vrut mai devreme să ne uităm la ceea ce face Dumnezeu pentru omul care este credincios în încercare. Pentru că asta vorbește în Psalmul 34. Dar mi-am dat seama de un lucru. Și anume că ceea ce scrie în Psalmul 34, că face Dumnezeu pentru credinciosul care rămâne credincios, rămâne în ascultare pe cale, nu o face doar în timpul încercărilor sau doar în urma încercărilor, ci o face în toată viața noastră de credință. Și ăsta e un lucru minunat. Știți, voi citi două versete din Psalmul 34, versetul 4 și 5, care spun în felul următor. Eu am căutat pe Domnul și mi-a răspuns, m-a izbăvit din toate temerile mele. Când îți întorci privirile spre El, te luminezi de bucurie și nu ți se umple fața de rușine. Slăvit să fie Domnul! Lasă-te rog puțin afișat versetul 4. Eu am căutat pe Domnul, spunea psalmistul David, și mi-a răspuns, m-a izbăvit din toate temerile mele. Câți dintre dumneavoastră vă luptați cu anumite frici? Sunteți dintre dumneavoastră care aveți anumite frici în viață, care vă mai luptați din când în când? Nu suntem invincibili, nu-i așa? Încă n-am ajuns să fim glorificați, dar putem să avem acest gând, această siguranță că 100% prin harul Domnului vom ajunge și acolo. Dar până atunci avem anumite frici cu care ne luptăm și de care Domnul ne promite că ne va izbăvi dacă îl căutăm pe El. Dacă îi suntem credincioși în încercările vieții, dacă ne ațintim privirile spre El, El ne vindecă de anumite frici și avem frici, ne este frică să fim respinși de ceilalți, nu? De-aia de multe ori discursul nostru, ceea ce vrem noi să spunem, ni-l adaptăm. Nu-i tot timpul cei în căpușă și în gușă, nu? Cei în căpușă până iese în gușă, iese complet altcumva, pentru că avem frica asta. Mulți dintre noi, frica de respingere. Mă, dacă mă va critica, dacă va spune că vorbesc prostii, dacă nu mă va plăcea la fel de mult. Și dacă nu ne spunem noi gândurile astea, le resimțim și într-o clipită ne adaptăm discursul, ne adaptăm ceea ce vrem să spunem, ceea ce vrem să expunem, ca nu cumva să fim respinși. Există această frică de respingere. Mai există, se vorbea și dimineață puțin, întreacăt, complexul de inferioritate. E și aceasta o teamă cu care trăiești, o închisoare a minții și a inimii care te ține captiv, observându-i pe toți ceilalți ca fiind mai superiori ca și tine. Ăla e mai deștept decât mine, ăla e mai bogat decât mine, ălalalt e mai descurcăreț decât mine. Și acest complex de inferioritate cu care mulți se luptă și putem să o numim și această formă din aceasta de teamă pe care o avem. Avem teama de a nu fi umiliți în public, nu? Le-am mai spus la tineri de mai multe ori că atunci când
poate greșesc în predică și o dau în bară, cine știe ce zic, de după aia nu știu cum să dau mâna cu frații la ieșire. Îmi aduc aminte de Costel, nu știu dacă v-am mai spus și dumneavoastră, prietenul și fratele meu de la Oradea, el mi-a zis că în prima lui predică din biserica locală, când a fost pentru prima oară la predică, când a ajuns la amvon, și atunci era amvon ca și celălalt al nostru, și-a scăpat schița de predică jos. Și când s-a aplicat după schița de predică, s-a ridicat și a dat cu capul de amvon. Și când mi-aduc aminte de el, mă gândesc, mă, mai rău ce se poate întâmpla? Nu se prea poate. Și mă liniștesc. Există și frica aceasta, nu? Să nu fim umiliți în public. Nimănui nu i-ar plăcea acum să se ridice fratele David, da? Și să prorocească. Tu care trăiești în curvie și care așa. N-ar vrea, nu? Ar vrea persoana respectivă să aibă timp de pocăință și să nu fie nevoie de avertismentul ăsta dur din partea Domnului. Mai există încă o frică despre care, mai există multe frici, dar despre aceasta aș vrea să vorbesc în scurte cuvinte în această dupămasă, și anume frica de eșec, frica aceasta de insucces. Îți propui sau ți-ai dori să faci ceva sau poate Dumnezeu te cheamă la ceva, ai un anumit plan în minte, într-un mod incipient sau dezvoltat și ți-e frică să-l duci la bun sfârșit. Există această frică de eșec, de dezastru, de faliment al vieții. Și statisticile spun că, din punct de vedere profesional, 70% dintre oameni își aleg carierele și își limitează potențialul profesional în funcție de această teamă de eșec. Pentru că le este teamă că nu vor reuși unde își doresc să meargă, pe jobul pe care vor să meargă, pe linia de carieră pe care vor să o aleagă, aleg ceva mai jos, sub nivelul lor, sub capacitățile lor, sub puterile lor, sub dorințelor lor, unde să fie sigur că reușesc. Pentru că le este teamă ca nu cumva să dea greș. Tot statisticile ne spun că chiar și elevii care se tem de eșec au tendința de a evita sarcinile dificile și, ascultați, și de a se angaja într-un comportament de autosabotaj. Autosabotaj. Se sabotează pe lor, pe ei înșiși, se sabotează pe sine însuși, pentru că văd, poate din cauza așteptărilor irealiste, ce le stă în față, le este teamă că vor da greș și cad într-una din formele astea. Ar fi autosabotarea aceasta, ar putea lua o formă de, procrastinare, o amânare continuă a lucrurilor, o lene din aceasta mascată în teamă sau o teamă mascată în lene prin care îmi spun nu fac lucrul respectiv, îl las pe mâine, după aia îl las pe mâine și tensiunea apasă tot mai mult și tot las pe mâine să învăț la examen și las pe mâine să învăț la examen și examenul se apropie cu pași repezi și materialul rămâne același de învățat și nu-l fac. Sau mai există și această, din nou, manifestare a procrastinării prin evitarea interacțiunii cu oameni noi sau cu situații noi. Am observat oameni care pur și simplu nu vor să participe la anumite conferințe de tineret sau la seri de tineret sau să participe în grupuri în care nu au un prieten, să fie cineva neapărat un prieten, dacă nu, ei nu merg în tabără, ei nu merg la tineret, pentru că nu vor să dea greș. Nu vor să dea greș. Există și acest comportament. Și vedeți, tot ce vreau să scot în evidență îi faptul că această teamă de eșec pune piedici serioase în viețile noastre. Pune piedici serioase în viețile noastre. Vreau foarte scurt să ne uităm care sunt cauzele fricii de eșec. Pentru aceasta îl vom lua ca exemplu în această dupămasă pe Moise. Mi se pare că Moise e omul reprezentativ în ce privește aria aceasta de complexe. Frică de respingere, frică de eșec, nesiguranță pe sine, complex de inferioritate. Moise le avea pe toate. Și culmea că spune că nimeni nu a vorbit cu Domnul gură la gură cum a făcut Moise cu Dumnezeu. Și totuși Moise le avea pe toate. Și în Exodul, capitolul 3, versetul 11 mai întâi, ni se prezintă răspunsul lui Moise
atunci când este solicitat să meargă și să scoată pe poporul Israel din Egipt. Dumnezeu vine la Moise și spune: eu sunt Domnul Dumnezeul tatălui tău, sunt Dumnezeul lui Avram, sunt Dumnezeul lui Isaac, sunt Dumnezeul lui Iacov, sunt Dumnezeul care am lucrat cu părinții tăi, vin înaintea ta, vreau să-mi scot poporul din Egipt, vreau să-l duc în Canaan, fiindcă am văzut în ce suferințe este tormentat, este torturat de către egipteni și vreau să-l scot prin tine și pe tine te-am ales. Haide să scoatem poporul din Egipt. Și Moise spune în versetul 12: Doamne, cine sunt eu? Versetul 12: cine sunt eu? 11: cine sunt eu ca să mă duc la faraon și să scot din Egipt pe copiii lui Israel? Aici observ una dintre cauzele fricii de eșec, și anume această lipsă de încredere în sine, această neputință, această evaluare sau judecare a propriei persoane ca nefiind suficient de capabilă, suficient de puternică să facă ceea ce Dumnezeu cheamă să facă. Asta ar fi prima, acest simțământ toxic de neputință. O a doua cauză a fricii de eșec o vedem în capitolul 4, versetul 10, când, după ce Domnul îi face mai multe demonstrații, prin care o să trecem puțin mai târziu, lui Moise, și îi arată că e alături de el, într-un mod supranatural, într-un mod puternic, totuși Moise vine cu o scuză și spune: Doamne, eu nu sunt un om cu vorbirea ușoară și cu surul acesta nu-i nici de ieri, nici de alaltăieri, nici măcar de când vorbești tu robului tău. Adică n-am emoții din cauza ta, nu de aia vorbesc așa, probabil că o spus Moise. Și ăsta e un defect din copilărie și vedem o privire exagerată sau o importanță exagerată oferită defectelor lui. Era defectul lui, dar era Dumnezeu înaintea lui. Totuși s-a uitat la defect și nu s-a uitat la Dumnezeu. Și un al treilea, o a treia cauză a fricii de eșec este necredința. Dar prin aceasta n-o să mai trec. Vreau să mergem direct la cum ne vindecă Dumnezeu de această frică de eșec. Sau putem să o privim și dintr-o altă perspectivă, și anume cum ne lăsăm vindecați de către Dumnezeu care vrea să ne vindece inimile de această frică de eșec pe care poate foarte mulți dintre noi o avem. Primul rând, primul principiu este să înțelegem că în ce privește planurile noastre, dorințele noastre, parcursul vieților noastre, viitorul nostru, chiar dacă e a nostru, chiar dacă sunt planuri, chiar dacă sunt scopuri pe care le avem, nu-i vorba despre noi și planurile noastre în viața aceasta cu Dumnezeu, ci vorba despre Dumnezeu și planurile lui Dumnezeu cu viața noastră. Nu-i vorba despre planurile noastre în această viață cu Dumnezeu, ci vorba despre planurile lui Dumnezeu cu noi în această viață. Vedeți? Moise se întreabă: Doamne, cine sunt eu? Spune în Exodul, capitolul 3, versetul 11. Cine sunt eu ca să mă duc la faraon? Doamne, Tu ți-aduci aminte că înainte cu 40 de ani am încercat și nu mi-a ieșit. Doamne, Tu mă vezi că stau în fața Ta și acum am 80 de ani, nu mai ești maestru cum eram înainte, în tot felul de cărți, în tot felul de filozofii care le-o fi învățat prin Egipt în cei 40 de ani, și acum ești maestru la oi. Nu știu, știa să tundă oile, știa să le pască, știa să le ducă, știa tot felul de strategii în care să le adapte, să se înmulțească, cum a învățat părintele lui. Iacov știa multe despre oi și merge înaintea lui Dumnezeu și spune: Doamne, cine sunt eu ca să fac această lucrare? Și noi poate, dacă am fi fost înainte în locul Domnului, am fi mers la Moise cum obișnuim noi, sau îl putem imagina pe Domnul că merge la Moise și îi spune: Moise, dă două palme așa peste obraz și spune: Moise, revino-ți, totuși, ai tu 40 de ani în spate de ciobănit, sau cum am putea să-i spunem, dar ăia la alți 40 de ani face totuși aia mult, ai învățat o grămadă de limbi, ai citit o grămadă de cărți, cunoști cultura egiptenilor, cunoști cultura astecilor, a cananiților, a popoarelor de prin jur, ești totuși un om cu intelect, ce ai pus în educația ta de la începutul vieții, nu a pierit. Moise, totuși ai 80 de ani, dar încă mai ai forță ca și la 40. Moise, Tu poți să faci asta. Și uite, văd, mă uit la tine așa și văd caracterul tău, Tu ești și smerit, mă, Tu te întrebi cine sunt eu să fac asta. Tu ești omul perfect pentru asta, nu? Cam asta am zice noi, poate, lui Moise. Moise, hai, hai băiatule, poți, tu ești tare, totuși.
Am investit în tine 40 de ani acolo, 40 de ani din coace. Și Domnul nu-i spune asta. Domnul îi spune complet altceva. Domnul îi spune: Moise, nu-i vorba despre tine. Poți să lași versetul 12. Îi spune: îi vorba despre mine. Eu voi fi negreșit cu tine. Nu-i spune: cine sunt eu? Tu ești Moise. Nici vorbă. Eu voi fi negreșit cu tine. Este vorba despre mine, despre prezența mea în viața ta, în planurile pe care le am cu poporul meu și cu tine. Este vorba despre mine. Și mai dă încă un semn. Un semn care mult mi-o luat să-l înțeleg. N-am înțeles ce fel de semn e ăsta. Nu cred că e semnul pe care și-l-a dorit Moise, oricum. Spune: iată care va fi pentru tine semnul că eu te-am trimis. Adică să ai încredere că eu sunt cu tine. Îți dau un semn. După ce vei scoate pe popor din Egipt, veți sluji lui Dumnezeu pe muntele acesta. Știți cum vine asta? E ca și cum i-ar spune: Moise, fii atent, eu voi fi cu tine. Vrei să crezi că eu voi fi cu tine? Vrei să ai putere să mergi înainte? Păstă 6 luni după ce o să se întâmple toate evenimentele, sau 9 luni, sau cât o trecut, o să vezi semnul meu. Și Moise cred că a rămas: Doamne, ceva minune, nu știu, de ce n-a fost semnul aruncarea toiagului? De ce n-a fost semnul când a căzut foc din cer? De ce acest semn? Că e un semn în viitor, nu? Doamne, urmașul lui Gedeon spune: lâna, Doamne, udo, să vedem, să verificăm, din nou și din nou. E semn, e în fața ochilor, acum cred, mă duc la luptă. Domnul îi spune lui Moise: eu îți dau un semn, dar o să-l vezi după ce o să se întâmple toate lucrurile. Halal semn, Doamne, am spune, nu? Ce încurajator semn ne dai Tu, Doamne. Oare de ce i-a dat Domnul semnul acesta? Știți de ce cred că i-a dat? Ca să-l vindece de această frică de eșec, ca să-i vindece inima, ca să fie o lucrare bazată nu prin vedere, ci ca să fie o lucrare bazată pe credință. Să se uite Moise la acel eveniment în față, spună: pe muntele acesta, cu poporul acela care e sclav, care e legat în lanțuri, care a suprit de către poporul egiptean, aici voi sluji împreună cu el. Să fie o lucrare a credinței, pentru că nu avem cum să ne vindecăm de această frică de eșec decât dacă avem credință în lucrul pe care vi l-am spus și îl repet din nou, că nu-i vorba despre noi, ci vorba despre planurile lui Dumnezeu. Nu-i vorba despre eșecurile noastre. Ce minunat lucru și ce ușurător este acesta. Când ai credință și mergi cu Dumnezeu în ciuda căderilor, în ciuda eșecurilor, în ciuda faptului că poate te-ai dat de multe ori peste cap din punct de vedere moral, din punct de vedere spiritual, ai avut multe căderi, te-ai ridicat, ai mers înaintea cu Domnul, nu-i vorba despre eșecurile tale. Forța din eșecurile vieților noastre, forța aceea a eșecurilor, acea forță negativă, acea putere, acel imbolt, nu va dobori puterea planurilor lui Dumnezeu sau puterea care face ca planurile lui Dumnezeu să se împlinească. Moise a luat viața în mâini la vârsta de 40 de ani și a spus: eu voi izbăvi acest popor și mă duc înainte și omor pentru acest popor. Eșec total, faliment total. A oprit acest eșec din viața lui Moise planul lui Dumnezeu să se întâmple peste 40 de ani? Nu l-a oprit, nu l-a oprit. Pentru că planurile noastre, pentru că despre planurile noastre ar trebui să ne simțim bucuroși și fericiți când îți faliment, când îți eșec și să spunem: mulțumesc, Doamne, dacă a fost un eșec total, dacă am dat-o în bară și mi-am propus să fac lucrul acesta și n-am reușit, îți mulțumesc, Doamne. Înseamnă că nu a fost planul Tău. Pentru că planul care Domnul îl are pentru cel care e credincios alături de El nu poate să fie strămutat. E planul lui Dumnezeu pentru viața celui care crede. Da, spune Scriptura că farisei și cărturarii au zădărnicit planul lui Dumnezeu cu privire la ei, la mântuirea lor, dar ei n-au crezut. Noi credem. Noi suntem chemați să credem și să mergem înainte. Și planul lui Dumnezeu se va îndeplini cu noi în ciuda oricărui eșec. Așa că dacă există această frică de eșec în viețile dumneavoastră, care vă oprește din a merge înainte, vă oprește poate din a face lucruri pentru Dumnezeu, dați-o la o parte, știind că planul lui Dumnezeu oricum se întâmplă. Trebuie să fim mai hotărâți și mai îndrăzneți să ne asumăm riscuri pentru Dumnezeu. Că dacă planul lui Dumnezeu va funcționa, dacă vom eșua, nu-i nicio problemă. Ne ridică Domnul din acea mizerie, ne ridică Domnul din acea stare și își împlinește planul cu noi. În 2018, când am vrut să aplic, de fapt, pentru teologie, inițial am vrut să merg din prima în Arad
Și m-am înscris acolo împreună cu Luis, ne-am fost înscris atunci și știu că eu am ieșit pe lista aceea a celor admiși și respinși, pe lista celor înscriși, am ieșit pe numărul 32. 32 și erau 30 de locuri. Și am zis, Doamne, nu mă vrei la teologie? Foarte bine! Nu-i problemă, lasă că îmi fac eu viața mea, mă duc, mai amân, mai așa mai departe. Merg anul următor, știam că Domnul m-a chemat, dar am zis, nu-i încă anul, e bine, nu-i problemă, n-am fost chiar așa de nerăbdător să studiez. Că doar de-aia am intrat al 32-lea, dacă înțelegeți cum o sta lucrurile, din cauza mediei de la BAC, din cauza hărniciei mele din liceu. Ok, am fost hotărât să merg pe o altă direcție. Dar știu că am primit, când eram hotărât, îmi făceam planuri, mi-aduceam în minte conexiuni pe care le mai am prin Anglia, ok, merg, lucrez un an, nu-i problemă, mai vedem ce se întâmplă. Și mă sună fratele Joldiș și îmi spune, no, cum îi, ce s-a întâmplat, mi-a fost rușine să-i zic, zic, păi n-am intrat. No, păi nu-i problemă, că am găsit altceva pentru tine, am găsit un colegiu biblic, fain, uită-te acolo pe site, vezi cum îți, dacă vrei să mergi. Și mi s-a prins din nou lumina de la capătul tunelului și am zis, ok, mai există nădejde. Mă uit pe site, părea totul ok, frumos, profesori, studenți, acreditat, acolo cu, spunea licență în teologie, doar că pe engleză, bachelor degree, zicea licență de teologie, ok, foarte bine. Mă înscriu acolo, merg la interviu, intru la facultate, fericit, aproape, au mai fost mici chestii. Și la un moment dat aflu după 2 săptămâni distanță că facultatea nu era acreditată. Adică eu am intrat într-o facultate care nu mi-era recunoscută în România. Recunoscută prin câteva țări din Europa și așa mai departe, dar românii noștri nu o pot recunoaște. Și dacă vrei să continui să faci un, nu știu, un master, un doctorat, să aprofundezi studiile sau să fie recunoscută diploma de către statul român, nu era. Și am zis, ce s-a întâmplat? Mi-am luat, iertați-mi expresia, mi-am luat țeapă din nou de la viață. În primul rând n-am intrat, în al doilea rând am intrat unde nu trebuie. Și am zis, dublu eșec, dublu eșec. Am fost destul de supărat, v-am mai povestit cum mai venit și niște oferte în viață care Domnul mi-a dat putere să le refuz și m-am dus înainte. Și n-am înțeles atunci exact cum stau lucrurile. Mi-am pus foarte multe întrebări în viață. Dar uitându-mă acum în spate, îmi dau seama că dacă... Dacă acest prim eșec pe care l-am avut, dacă aș fi intrat direct la Rad și n-aș fi trecut prin Oradea, aș fi ratat niște relații, niște prietenii cu niște profesori și cu niște studenți extraordinari. Și a fost exact ce am avut nevoie și oamenii pe care am cunoscut mi-au rămas prieteni încă și când merg prin Oradea ne vedem și stăm la povești, la discuții și avem părtășie frumoasă. Și ceea ce mi s-a părut mie ca fiind un eșec, n-a fost deloc un eșec. Planul Domnului a continuat să meargă. M-am gândit după aia că a fost un eșec, nu faptul că am aflat că nu a fost acreditat și a trebuit să mă mut la Arad și toată această problemă. Dar mi-am dat seama că dacă eu știam dinainte, dacă cumva aflam dinainte că nu e acreditat cum scrie pe site, ci e acreditat într-un alt mod, eu 100% mergeam înapoi în UK, mergeam înapoi în Anglia, la jobul meu, la prietenii mei, în anturajul meu, mergeam un an, îmi spuneam eu. Dar cine știe ce se alegea de mine? Dar Domnul a lucrat așa încât să nu aflu. A scris acolo, e o formă de acreditare, n-am știut să mă uit eu mai exact în detaliu, nu zic că a fost vina respectivilor neapărat, și m-am dus înainte așa. Și ceea ce a părut a fi eșec, după eșec, după eșec, că au mai urmat și altele, cu timpul, după ani de zile, uitându-mă în spate, am văzut că a fost binecuvântare și a fost binecuvântare și a fost binecuvântare. Și atunci când Dumnezeu ne cheamă la anumite lucruri sau când ne propunem anumite planuri care știm că sunt după voia lui Dumnezeu, să ne fie frică de eșec, să mergem fraților înainte, plin de îndrăzneală, că eșecul ăla, Domnul folosește ca binecuvântare. Dacă eșec și nu a fost planul Domnului, Domnul tot își împlinește planul cu noi, că ăsta-i Domnul, ăsta-i Domnul. Avem un Dumnezeu mare și avem un Dumnezeu bun. Un al doilea mod în care Dumnezeu ne vindecă de această frică, de această teamă de eșec, vedeți, noi de multe ori când privim la viețile noastre și la umblarea cu Dumnezeu, cădem în mod continuu, în mod continuu, în această capcană, mai ales zona tinerilor, îți convins că se confruntă cu lucrul acesta, și anume, tindem să ne uităm la
noi înșine și să ne vedem printr-o lentilă din aia încețoșată, ba chiar înnegrită, murdărită, și nu vedem clar. Și vedem numai partea cea mai negativă a vieților noastre. Fie că-s defecte, fie că-s traume care, spunem noi, ne condiționează, lucruri negative care s-au întâmplat în viețile noastre, lucruri care nu ne plac cu privire la noi și spunem cu defectele astea, cu viața asta, cu persoana asta. E normal să am frică de eșec. E normal să n-am puterea să merg înainte, că când mă văd cât de stângaciu-s, când mă văd și mi-aduc aminte câte prostii am făcut, câte lucruri greșite am făcut, cât de mult am dat-o în bară, cât de mult m-am șifonat pe mine însumi și pe ceilalți. Păi normal că nu fac nimic, normal că mă imobilizez și că nu mă pot mișca. Dar vreau să vă spun un lucru foarte minunat pe care l-am învățat din exemplul lui Moise, din acest episod pe care l-am amintit mai devreme, este că defectele în mâna lui Dumnezeu pot să fie o binecuvântare extraordinar de mare. Și în loc să fie o vale din această joasă care te duce înspre insucces, înspre eșec, înspre faliment, aceste defecte pot să fie o rampă de lansare extraordinar de mare. Știți de ce? Uitați-vă la Moise. Moise, Domnul îi se revelează, Moise îl refuză pe Domnul și apoi îi spune, ok, nu crezi că te vor crede oamenii că eu te-am trimis? Fă trei lucruri. Știți care sunt acele trei lucruri? În primul rând, aruncă toiagul jos și toiagul se preface într-un șarpe atât de mare încât Moise o ia la fugă, și toiagul reprezenta sau era simbolul pentru putere și autoritate, și Dumnezeu îi arată, eu am puterea și autoritatea. După aia aplucă acel toiag de coadă, dar șarpele nu trebuia prins de coadă, șarpele trebuia prins de cap ca să-l oprească, dar Domnul îi spune, apucă-l de coadă ca să-și pună încrederea în Domnul. După aia îi spune lui Moise, Moise, bagă-ți mâna în sân, și când și-o scoate afară, mâna lui plină de lepră. Și asta simboliza, după ce Moise și-a pus mâna la loc, a scos-o și era din nou sănătoasă, din nou normală. I-a arătat că Domnul are putere asupra vieții și morții, pentru că lepra simboliza moarte. Erai un om mort dacă aveai lepră, erai exclus din societate. Și Domnul spune, eu am putere asupra vieții și morții. Și apoi un al treilea semn. Știți care a fost acest al treilea semn? Spune, ia apă de acolo, din râu, toarnă-o pe pământ și apa se va transforma în sânge. Și Domnul le arată, nu doar că am autoritate, nu doar că am putere, am și controlul asupra naturii, asupra elementelor naturii. Și în acest context, Moise, știți ce îi răspunde Domnului? Haideți să citim în Exodul, capitolul 4, de la versetul 10. Moise a zis Domnului, ah, Doamne, eu nu sunt un om cu vorbirea ușoară și cusurul acesta nu-i nici de ieri, nici de alaltăieri, nici de măcar de când vorbești tu robului tău, căci vorba și limba îmi este încurcată. Domnul i-a zis, cine a făcut gura omului și cine face pe om mut sau surd, cu vedere sau orb? Oare nu eu, Domnul? Du-te dar, eu voi fi cu gura ta și te voi învăța ce vei avea de spus. Există o pildă evreiască din tradiția rabinică care spune că Moise, atunci când era copilaș, avea undeva la 4-5 ani, a mers în camera faraonului și a văzut coroana, era pusă pe un optier, o coroană mare de aur. Și Moise, copil fiind, a mers și a luat acea coroană și și-a pus-o pe cap. Și când și-a pus-o pe cap, magii l-au observat și au zis către faraon, vezi că ăsta e un semn premonitoriu că va fi un prejudiciu la adresa împărăției tale, adică îți va destrăma împărăția, trebuie să-l omori. Și faraon, hotărât să-l omoare ca nu cumva să-și piardă împărăția, ne spune din nou tradiția rabinică, nu mă întrebați cât e adevărat și cât nu, dar ne spune tradiția rabinică că Ietro cumva se afla și el prin palat, care avea să devină ulteriorul socru al lui Moise, și a venit Ietro la faraon și a spus, zice, nu-l omorâ, haideți să-i punem un test înainte. Vom pune două mese și pe o masă vom pune cărbuni încinși și pe cealaltă o tavă de aur, o tavă cu aur. Și unde va merge copilașul, dacă va merge la aur, atunci va rămâne în viață. Dacă
atunci va muri. Dacă merge la cărbunii aceștia încinși, la cărbunii aprinși, îl lăsăm să trăiască. Și erau mesele așa una lângă la altă și copilașul Moise, unde credeți că a mers? Că sunt inteligenți și copiii de 3-4 ani. A mers cu mâna spre aur. Și din nou tradiția rabinică vine și ne spune că îngerul Gavril a venit și a mutat mâna copilului și a dat putere să ia cărbunele. Și când a luat cărbunele în mână, ce face orice copil cu ceva care ia în mână? L-a băgat în gură, l-a scuipat rapid și de atunci, ne spune tradiția rabinică, că Moise avea acest defect de vorbire. Nu știu care-i cărbunele care vă ars pe dumneavoastră în această viață, fie că e o traumă, fie că e un eșec major, fie că sunt niște insuccese foarte grave, fie că e ceva ce vi s-a întâmplat foarte rău și știm că fiecare am avut parte de lucruri de genul acesta, dar aș vrea să vă spun că Dumnezeu poate să folosească defectele ca să fie o binecuvântare. Vedeți, Moise la un moment dat atât de mult predica poporul lui Israel în pustie, atât de mult le vorbea cu bâlbâiala aia lui, că a venit Ietro, asta e real, asta e din Biblie, a venit Ietro și a zis, mai oprește-te că te obosești și pe tine, te epuizezi și pe tine și epuizezi și poporul ăsta. A fost o strategie. Defectul lui a fost folosit ca binecuvântare de către Dumnezeu. Și m-am uitat în istoria oamenilor care au trăit pentru Dumnezeu. Ludovic van Beethoven a surzit, dar a fost unul dintre cei mai mari compozitori ai lumii, așa surd cum era. Fanny Crosby s-a născut oarbă și totuși a compus peste 9000 de cântece pe parcursul vieții sale. Poate îl știți pe contemporanul nostru, Nick Vucinic, care n-are picioare și n-are mâini și totuși, fără picioare și fără mâini, călătorește mai mult pe pământul ăsta decât oricare dintre noi și aduce speranță în inimile noastre. Pentru că acesta e un adevăr pe care Domnul ne învață de aici, și anume Domnul poate să folosească defectele și minusurile și traumele și lucrurile negative din viață și le va folosi pentru gloria Lui ca binecuvântare dacă suntem credincioși lui Dumnezeu. Știu o soră care toată viața, 20-30 de ani, a crescut copil cu handicap major, cred că era ADHD, și i-a fost foarte dificil să-l crească. Și când a ajuns copilul, tânărul, deja undeva la 20 și ceva de ani, Domnul așa a aranjat lucrurile încât această soră s-a ocupat de o întreagă școală pentru acești copii cu handicap, fiindcă ea înțelegea cel mai bine cum stau lucrurile. Ea știa să se ocupe cel mai bine dintre ei. Și pe asta, pe zona aceasta a minusurilor, ca să nu știți că e doar poveste, doar a oamenilor istorici, aceste minusuri, aceste defecte pe care Domnul poate să le folosească ca o binecuvântare, mă regăsesc și eu. Unul dintre cele mai mari defecte ale mele, eram în Anglia și aveam de vorbit unei echipe de 30 de oameni. Nu puteam să vorbesc, îmi tremura vocea, a fost un chin pentru mine, o singură dată trebuie să vorbesc la toată echipa deodată, în rest îi luam pe rând. Nu puteam să vorbesc în public, aveam trac de a vorbi în public, mi-era unul dintre cele mai grele lucruri. Și acum vorbesc, nu contează cât de bine vorbesc, contează că măcar vorbesc acum, nu-i așa? Eram o persoană care... mi-era foarte greu să interacționez cu oamenii. Unul la unul din nou mă descurcam, dar așa, cu doi, trei, cu necunoscuți, cu grupuri, niciodată nu m-am gândit că pot să fac asta. Chiar, nu știu dacă v-am mai spus dumneavoastră, dar am avut un curs, la câțiva dintre tineri le-am mai zis, am avut un curs în primul an la Oradea, lucrarea cu tinerii, în semestrul al doilea. Și când am văzut cursul acela, am spus, Doamne, eu nu o să am niciodată de a face cu tinerii, de ce-i cursul ăsta în programa mea? Chiar nu mă interesează, am suficiente de învățat. La Noul Testament, la Vechiul Testament, la Cateheză, la istoria bisericii, mai am și lucrarea cu tinerii în programă. Ce fel de disciplină asta? Că eu n-am nevoie de ea. Ei, Domnul știu mai bine că am nevoie de ea. Domnul transformă lucrurile în care ești cel mai stângaci ca să fie o binecuvântare dacă îl pui la picioarele Lui, dacă te lași folosit de El, dacă crezi în El. Așa că Domnul ne vindecă această frică de eșec prin înțelegerea faptului că nu-i vorba despre noi. E vorba despre planurile Domnului pe care suntem chemați și responsabilizați fiecare dintre noi să le căutăm, să le aflăm. Și mai apoi să mergem cu Domnul, indiferent de eșecurile care ne stau înainte. Domnul își îndeplinește planurile cu noi. Și defectele din viața noastră, și minusurile, și traumele, și trecutul care a fost poate destul de întunecat, nu va fi o barieră
în fața viitorului pe care îl avem cu Dumnezeu, ci dimpotrivă, va fi o cale netezită de către Dumnezeu pentru fiecare dintre noi. Credeți acest lucru, e biblic acest lucru, bucurați-vă de acest lucru, aplicați-l în viețile dumneavoastră. Credeți că alături de Dumnezeu avem biruință, avem putere. El e nădejdea noastră și El e tăria noastră și El ne scapă de orice frică. Aduceți fricile dumneavoastră la picioarele Domnului. Când am fost înainte de prima sau a doua mea tabără, nu mai rețin, dar și înainte de prima, am zis: Doamne, strigam către Domnul singur în cameră, trebuie să merg în tabără și fratele Cristi m-a chemat ca lider. Nu știu ce face că m-a chemat, iartă-l că nu știu ce face, dar eu știu ce se va întâmpla, nu-s bun de asta, nu mă pricep. Ori mă ajuți, ori pic acolo și nu mai fac niciodată nimica. Ajută-mă să fiu deschis, să fiu o binecuvântare, să pot vorbi cu ei, să pot interacționa, să nu fiu așa închis și introvertit și apăsat. Și Domnul m-a ajutat, slavă Domnului. Și Domnul ne ajută, dar trebuie să ne rugăm, trebuie să credem, trebuie să insistăm și Domnul lucrează și ne aștept să ne biruim complexele și fricile. Slăvit să fie numele Lui. Amin.